O fetiță de doar 8 ani a fost rănită și a ajuns la spital în urma unui accident de circulație. S-a întâmplat pe calea lui Traian în Snicola Mare, la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu. Impactul s-a produs între două autoturisme, unul condus de un tânăr în vârstă de 18 ani și celălalt de o femeie de 30 de ani. Fetița a fost pasageră în mașina condusă de femeie. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.